Bună ziua și bine v-am găsit! România se află pe ultimul loc în topul european Long Life Learning. Altfel spus, românii încetează să mai învețe după ce au absolvit o formă de învățământ. Acest lucru ar trebui să se schimbe odată cu diversificarea metodelor de instruire și de învățare online. Cum ajută tehnologia educația, aflăm în ediția de astăzi. Eu sunt Bianca Iordache și mă bucur să vă am alături. Iată subiectele de astăzi. Prima Academie de Comunicare Modernă din România își deschide porțile din acest an, fiind o inițiativă dedicată dezvoltării competențelor de comunicare într-un mod adaptat cerințelor actuale. Aflați cum abilitățile de comunicare moderne pot contribui la schimbarea și îmbunătățirea societății, dar și de ce aptitudini avem nevoie pentru a ne integra pe piața muncii actuale. Vorbim astăzi cu Mihai Crăciun, fondatorul Academiei. Campania #josfiltrele continuă și anul acesta în ritm puternic. Diana Sar se alătură astăzi campaniei și vorbește despre frumusețea naturală pe care a promovat-o de când a intrat pentru prima dată în lumea mondenă. Într-o epocă a comunicării digitale și a schimbărilor rapide, nevoia de a dezvolta abilități noi atât în online cât și offline este una cât se poate de reală. Prima Academie de Comunicare Modernă din România își propune să depășească așteptările în lumea digitală și să își ajute cursanții să-și îmbunătățească abilitățile de comunicare într-un mediu dinamic. Mai multe informații despre aceasta ne oferă Mihai Crăciun, fondatorul Academiei. Bine te-am găsit, Mihai! Bine te-am găsit, Bianca! Când vorbim de abilități de comunicare modernă, la ce ne referim? Vorbim în primul rând despre societate și despre piață. Avem abilități moderne de comunicare care trebuie să fie adaptate la nevoile societății. Societate care dă piața până la urmă, că deci despre asta este vorba, despre piața de consum. Societatea conduce această piață și, spre exemplu, abilitatea de a transmite clar și concis un mesaj este la mare căutare în 2024. Atenția, nivelul de atenție, de fapt deficitul de atenție a scăzut de la 12 secunde la 8 secunde și deja a devenit o artă să reușești să captezi atenția și să stârnești curiozitatea în 2024, acum an în care abia am intrat. Dar cum a schimbat mediul online, modul nostru de comunicare? Este mai defectuos, de fapt, acum? Mediul online a modificat modul în care noi ne întâlnim, spre exemplu. Deja, dacă a făcut ceva bun pandemia, asta a fost. Modul în care noi ne întâlnim, adică am fi avut posibilitatea să facem această emisiune și pe Zoom sau pe Google Meet, atunci când deja două persoane trebuie să se întâlnească, se gândesc, ok, cum vrei să ne vedem? Ne vedem pe Zoom, pe Google Meet sau ne vedem fizic? Deja lucrurile se schimbă și la nivel de vânzări. Dacă înainte trebuia să vorbești din București în Timișoara și o făceai doar telefonic, adică folosindu-te doar de limbajele paraverbale și verbal, acum ai posibilitatea să închizi afacerea, cum zic englezii, să vinzi și mai bine folosindu-te de cel mai important limbaj, cel corporal, cel non-verbal. Și, desigur, putem să discutăm aici și despre rețelele sociale, despre TikTok, care schimbă regulile. Oamenii consumă social media și acest lucru afectează nivelul de atenție, așa cum am zis și mai devreme. Creatorii de conținut, campaniile de marketing, absolut tot ce ține de această zonă, trebuie să îndeplinească niște criterii noi, bazate pe consumator. Și consumatorul primește regulat dopamină din social media și asta schimbă un pic lucrurile. Dar mie mi se pare că oamenii acum nu mai dau așa multe detalii ca înainte, când poartă un dialog. Ai văzut și tu inclusiv prescurtările din online. Că acum prescurtăm și cuvintele. Așa e, am învățat ce înseamnă riz, ce înseamnă... Da, așa este. Pentru că nu mai este răbdare. Înainte, când începeam să facem o postare pe social media, spuneam, sunt Bianca Iordache, lucrez la Canal D și astăzi. Acum totul este spontan și sunt sigur că și televiziunea va încerca să urmărească același trend, pentru că și consumatorii de pe internet sunt importanți și garantat televiziunea se va îndrepta către social media așa cum s-a întâmplat de altfel. Dar cum a influențat toată această evoluție sau transformare digitală
abilitățile noastre de comunicare. Comunicarea s-a adaptat întotdeauna la inovație, încă de când au apărut telegraful, nu știu, telefonul, radioul, televizorul, internetul, toate platformele acestea de social media, website-urile, podcasturile mai nou, pentru că este la modă să ai un podcast, toate acestea au necesitat învățarea de noi aptitudini, de la mesajele text până la WhatsApp acum, până la fotografii video, la VR, AR acum, AI, mai nou, inteligență artificială, omul a trebuit să se adapteze pentru a rămâne relevant pe piața muncii, ce nu este neapărat un lucru rău. Dar de ce abilități avem nevoie pentru a comunica în mod corect în zilele noastre? Ai nevoie de dicție, garantat, ca să comunici mai bine. Ai nevoie de niște skill-uri de public speaking foarte bune. Totodată ai nevoie să știi conținutul foarte bine. Atunci când ești invitat undeva sau când trebuie să ții o ședință cu colegii, ai nevoie să te pregătești bine înainte. Oamenii de obicei nu fac diferența între o apariție sau un discurs public pe care trebuie să-l țină și vorbirea recurentă, vorbirea de zi cu zi. Și acest lucru contează enorm, pentru că dacă tu nu vorbești bine în fiecare zi, n-ai cum să vorbești bine o dată pe an sau o dată la 6 luni, depinde de câte ori trebuie să discuți în fața camerei sau în fața unui grup mare de persoane. Și tocmai de aceea trebuie să fii mult mai atent la cum vorbești zilnic, să-ți faci exercițiile de încălzire în fiecare zi, să faci poate exerciții de pronunție, să lucrezi în fața oglinzii, să te înregistrezi, că acum avem mijloace de înregistrat, să urmărești înregistrările. Este o continuă transformare, are legătură cu digitalul și are legătură cu vremurile în care trăim. Și asta faceți voi la Academia de Comunicare Modernă? Da, cam asta facem noi la Academia de Comunicare Modernă. Este un proiect nou, l-am început... Au început, de fapt, înscrierile la finalul anului trecut și începe prima grupă pe 3 februarie, care va ține până la jumătatea lui mai. Sunt 7 profesori, avem multe discipline pe care le vom studia acolo și avem un mod holistic de a privi lucrurile și aici nu ne referim la curentul filozofic, ci la faptul că modalitatea de lucru este un pic diferită față de alte cursuri. Adică ceea ce înveți la dicție și public speaking, să zicem, aplici mai apoi la retorică și dezbatere, ce înveți la retorică și dezbatere, te duci către zona de media intelligence, ce înveți la media intelligence, după aceea mergi către altă materie și astfel se formează un întreg de care tu ai nevoie ca om, indiferent de meseria pe care o ai. Crezi că sunt necesare abilitățile de comunicare modernă într-o eră digitală, într-o continuă schimbare? Da, probabil te referi la AI și la faptul că o să ne ia inteligența artificială joburile. Ei bine, noi doi suntem în siguranță, adică ne-am ales bine meseriile. Normal, automatizarea va schimba viața oamenilor și în funcție de meseria pe care o ai, va trebui să încerci să te adaptezi și să înveți să poți să faci lucruri noi. Dar garantat sunt foarte importante aceste abilități. Consider că oamenii ar trebui să îmbrățișeze inteligența artificială și nu să fugă de ea, așa cum am tot văzut. Așa am fugit și de mașini prima dată, așa am fugit și de tablete și de smartphone-uri. Generația noastră va fi ajutată de inteligența artificială să-și găsească mai ușor subiectele. AI-ul, uite, ChatGPT-ul, spre exemplu, este un scraper foarte bun. Dacă ești în căutarea unui lucru punctual, poți folosi ChatGPT-ul pentru asta, pentru a găsi, nu știu, o scenă dintr-un film pe care nu ți-l amintești cum se numește. Nu neapărat să-ți faci tema la geografie sau la mai știu eu ce materie folosind ChatGPT-ul, asta nu ne va ajuta. Are și porțile lui negative. Normal, normal. Dar sunt sigur că Google va avea grijă de asta și atunci când o să-i trimis tema profesorului, o să existe un sistem de antiplagiat ChatGPT încă de la clasa 5-a, că normal e folosit doar pentru licențe, disertații și lucrări de doctorat acum. Dar garantat tehnologia va găsi o soluție în ceea ce privește toate aceste informații care ne vin. Revenind la inteligența artificială, noi suntem norocoși
câteva joburi vor pieri, dar cred că generațiile viitoare vor primi cu adevărat bani, pentru că nu mai au, din cauza că nu mai au jobul respectiv. Îți mulțumesc, Mihai, și îți urez mult succes. Mulțumesc pentru invitație, Bianca. Campania #josfiltrele continuă și anul acesta și continuă cu o actriță pe care eu o îndrăgesc foarte tare. Alături de mine este nimeni alta decât, doamnelor și domnilor, o secundă, Diana Sar! Bine Bună te-am găsit! Ziua. Bine v-am găsit și eu cu acest filtru. Gene false? Gene false și buzele mai mari, așa, un pic. Bineînțeles. Da, foarte frumoase, da. Suntem în trend? Acum, în trend, pregătită să mă duc să merg la cumpărături, de fapt, asta mi-a zis. Mergem la shopping? Mergem la shopping! Uite, chiar asta voiam de la tine astăzi, Diana, că zic, trebuie să profit de prezența ta la Play IT, pentru că tu ți intri foarte ușor în anumite personaje, în pielea unor personaje. Și zic, Doamne, dacă eu i-aș pune Dianei aceste gene false, oare cum ar reacționa, oare cum s-ar comporta? Exact, și depinde de fiecare filtru, putem să ne jucăm un pic, așa, când e de distracție, pentru distracție merge. Dar Diana nu prea folosește filtre și este cât se poate de naturală. Nu folosesc deloc filtre. Singurul filtru pe care îl pun uneori este unul de culoare, schimbă doar nuanțele, pentru că îmi place că arată așa un pic ca și cum e apusul sau răsăritul și schimbă foarte puțin nuanța pielii. Dar în rest nu folosesc niciunul care să modifice în vreun fel trăsăturile feței. Deci profiți doar de lumina naturală. Da, să profit, te pui pe tine în valoare. Da, folosesc un pic care arată un pic mai interesant și peisajul și tot cu acea lumină. Dar nu tot timpul. Pentru că mi este frică să nu cad pradă exact cum mai putea să cazi cu filtrele respective care modifică fața, să cad și eu cu cel care modifică nuanța. Și să rămân să vreau numai cu nuanța modificată a tenului și a locului în care sunt. Wow. Și de asta încerc să alternez. Îmi și place, dar să nu folosesc prea des, pentru că în momentul în care scot filtrul respectiv de nuanță, se vede un pic și pielea altfel cumva și nu vreau să devin dependentă de filtrul respectiv sau cine știe. Și mi se pare că e un moment în care trebuie să lucrezi cu tine și cu felul în care te privești tu pe tine și să-ți dai seama că alea sunt niște standarde false. La fel cum erau standardele din reviste. Eu fiind și model încă din 2010 am început, am prins și perioada în care se edita mult mai mult decât se editează acum. Serios? Mult mai mult în trecut, da, era totul fața perfectă. Acum au început să vină diferite mișcări de acceptarea tenului, a corpului, însă atunci erau editate mult, mult mai mult și fiind și în industrie și știind și cum arată fotografiile înainte, adică și acum sunt editate, mi se pare că e foarte mult de muncă pentru fiecare femeie să se iubească așa cum e și să-și dea seama că sunt multe standarde, sunt de fapt false. Așadar, aceste filtre sunt de fapt cu mult dinainte ca noi să ne dăm seama, da, sau să noi profităm de ele. Da, dar acum sunt și exagerate dimensiunile, am observat cu dimensiunile ochilor, buzelor. Și mi se pare foarte important să ne ferim de ele dacă vrem să ne fie mai ușor sau să găsim un mod în care să ne dăm seama că în momentul în care folosim un filtru este ceva fals și în momentul în care vedem la altcineva acel filtru este tot ceva fals. Și eu cred că se observă. Acum se observă când e un filtru, însă cu tehnologia care avansează mi este foarte frică, uite cum e acum cu AI, cu ce se mai întâmplă, că nu o să se mai observe când sunt filtre și atunci o să fie și mai greu. Dar uite, pentru că tu ești în lumea aceasta modei de mulți ani de zile. Foarte mulți, da. Au fost femei prin jurul tău, că tu clar nu ești un caz, care să tindă după perfecțiune și să se vadă în reviste modificată, o ia, uh-huh, și în viața reală să plângă sau să fie nefericită, deși arată superb. Cred că asta se întâmplă cu foarte multe modele, mai ales că noi, în afară de filtrele respective, avem shooting-uri și am avut și eu în care au fost modificate și dimensiunile mele. Serios? Adică, da, da, că spar și mai slabă. Și mai slabă? Da. Deși îndeplinești 90, 60, 90. Am prins și o perioadă dificilă în care era mult, se căutau fete mult mai slabe decât se caută acum și cred că asta a fost la mine o problemă, că îmi doream să ajung către dimensiunile alea și pentru mine nu era tot timpul ușor, adică aveam diete, țineam diete, poate nu funcționau și în sensul ăsta m-au afectat pe mine. E tot un fel de filtru, nu mai știu cum se numește, lichid, mai nu mai știu cum se numește, ceva. Corect. Așa. Auzisem la un moment dat, da. Și cred că am fost o singură dată în situația în care am folosit și eu într-o fotografie de a mea
o opțiune care îți mărește cumva fotografia în sus ca să pară mai înaltă și mai subțire. Și mi-am zis, nu, nu pot să ajung să fac asta pe Instagram, nu pot să ajung să fac eu asta. Și am zis că pe Instagramul meu nu vreau să pun poze editate, doar dacă le pun pe cele de la shooting-uri, pentru că o să ajung rău, adică nu, nu, sunt niște standarde pe care nu poți tot timpul să le atingi. Și legat de filtre, da, multe fete cred că își doreau să aibă tenul acel tenul perfect care apărea în reclamă, dar care oricum nu era, sau părul voluminos, adică eu am avut reclame unde mi s-au pus meșe ca să fie mai voluminos părul, adică era ceva fals. Și era un before and after. Și cum te-ai simțit? Am zis, munca e muncă, e viziunea lui, business is business, dar nu m-am simțit bine pentru că m-am gândit că... Adică cumva eu mi-am făcut treaba, dar mi s-a părut așa, parcă mi-am dat seama de mai multe lucruri, zic, dar eu chiar credeam că nu e așa la reclamă când folosesc produsul respectiv. Nu este la toate reclamele așa, dar eu am fost la o reclamă în Paris care așa a fost. Un before and after și la after aveam meșe. Și ce mult mi-a crescut volumul. Dar ce s-a întâmplat cu tine sau în interiorul tău în momentul în care tu ești perfectă, da, și ai îndeplini la prima vedere, după cum am spune toți când te vedem, standardele unui model. Dar agenția vine și îți spune, nu îndeplinești standardele, la fel cum vine societatea și îți spune că nu îndeplinești standardele dacă nu folosești filtre sau dacă nu arăți într-un fel pe Instagram sau pe Facebook sau pe TikTok. Ce s-a întâmplat cu tine în momentul ăla? Doamne, nu îndeplinesc. Pentru mine a fost greu în perioada cu modeling-ul, pentru că eram și mai micuță, adică aveam 15-16 ani, mi se spunea să slăbesc, clienți mari, designer mari care îmi spuneau să slăbesc și nu reușeam și mi-am pierdut încrederea în mine foarte mult și m-am focusat prea mult pe lucrul ăsta și pe cum să ajung la ceea ce era bine pentru ei, negândindu-mă ceea ce e bine pentru mine, pentru sănătatea mea și pentru sistemul meu de valori, cum vreau eu să arăt. Pentru că eram mai micuță. De asta mă tem foarte mult pentru fetele mici care trec prin problemele astea cu filtrele și cu tot. Că e mult mai greu când ești mic și nu te-ai dezvoltat. Că n-ai, mi se pare că e nevoie de o îndrumare acum cu ceea ce se întâmplă și cu ce filtre avem și cu tot ce se va întâmpla și în viitor cu tehnologia asta care avansează. Și e important să avem o bază bună ca să avem încredere în noi și să... nu ne pierdem în aceste lucruri. Mie mi se pare că baza bună e susținută și de oamenii ca tine, care promovează naturalețea în online. Într-adevăr, și au început să apară din ce în ce mai mulți și în online și au început să apară campanii care prezintă pielea mai mult cum este ea, care nu editează atât de mult, nu retușează și avem nevoie și de aceste lucruri. Dar cred că suntem mult mai mici în procent noi oamenii care vrem să promovăm naturalețea. Dar mesajele din partea urmăritorilor au fost și negative și pozitive? Desigur, cred. Care au cântărit mai mult? Aici este întrebarea. Din fericire, până în ultima perioadă erau mai mult pozitive. Pentru că nu prea ai, fiind într-o zonă atât de safe, nu prea poți să te iei de mine de ceva. Adică nu aveam hate pe un anumit subiect. Foarte rar am primit. Recent, pentru că am avut niște reel-uri care s-au viralizat, automat au ajuns la foarte multă lume, a început lumea să se ia de mine că sunt prea slabă. Wow! Da, foarte mult, foarte mult. Ceea ce pe mine acum, la vârsta asta și trecând prin toți ceilalți care se luau de mine că eram prea plinuță în modeling, eu acum știu să gestionez asta. Adică e viziunea lor, părerea lor, nu mă afectează pe mine, eu știu că sunt sănătoasă. Însă mi s-ar părea dificil pentru cineva care n-are o bază bună, pentru că sunt multe comentarii foarte urâte și foarte răutăcioase pe acest subiect. Dar de ce crezi că sunt oameni care dau mesaje atât de negative? Și uite că am avut un invitat în trecut și mi-a spus că oamenii cei mai nefericiți sunt aceia care dau astfel de mesaje și te critică oricând, oricum, oriunde, indiferent de ce ai face. Da, eu cred că este vorba de o lipsă de iubire de sine și atunci se hrănesc din acel sentiment că poate pot face rău mai departe, dar într-adevăr sunt oamenii cei mai triști, adică sunt oamenii care ar avea nevoie de cea mai multă iubire. Dar desigur nu este datoria noastră să oferim, așa că eu de obicei când primesc hate, ori blochez dacă sunt folosite cuvinte urâte când am timp, că uneori nu mai am timp și așa, alte ori eu fac glumițe, mici glumițe, pentru că, adică distrag cumva atenția de la ceea ce spun. Mie îmi place Diana Sar, care este acum pe TikTok. Faci foarte multe filmulețe și clipuri amuzante care se aplică în viața fiecărei femei, sau cel puțin fete. Da, asta îmi și doresc, să rezoneze lumea, să râdă, să le pun un zâmbet pe față sau poate să se gândească să corecteze anumite
comportamente prin glumițele pe care le prezint eu. Te ajută TikTok-ul? Mă ajută în primul rând că a început ca o formă de autoironie și terapie pentru mine. Terapie. Pentru că, da, pentru mine e un fel de terapie să fac. Sunt părți din glumițele mele, sunt inspirate din realitate, părți sunt doar create și sunt doar personaje. Însă pentru cele care sunt inspirate și din realitate, cumva pentru mine e o terapie, terapie să râd și eu de mine. Adică mă ajută și să trec peste, dar și așa a început, că de-aia la prin 2020, nu mai știu când, 2021, puneam foarte multe despre fostul meu narcisism, nu știu ce, nu știu ce. După am zis, stai că vreau nu numai la femei, vreau și bărbații să rezoneze și acum încerc așa să mă duc pe două zone, dar în principiu pe glume să rezoneze ceilalți. Și prinde, nu? La public. Prinde. Oamenii prinde. Vor să vadă amuzament. Da, prinde mai mult. Mai și pe Instagram, pe reel-uri, la fel. Asta a început să prindă mult și cel mai mult mă bucură când vine cineva și îmi zice, am văzut reel-ul tău, m-a făcut să râd, m-a făcut să zâmbesc, chiar așa. Asta mă bucură cel mai mult, pentru că vreau să fac și ceva pe Instagram care să creeze un sentiment plăcut. Și pentru că veni vorba de personaje, am văzut un filtru la tine drăguț pe Instagram. Da, ăla cu mustața. Da. Ăla cu mustața, stai așa să-l deschid. Ia să vedem cum îți vine ție. Vai. Mamă, tu ești așa, 80's. Ce fecior drăguț sunt. Da, da, 80's, așa. Nu? Se stă bine, eu am și părul prins așa, sunt direct, nu știu. Ai, tequila. Nu știu mai multe în spaniolă, dar ceva pe acolo. Sună, cumva. Nu arată. Miguelito, trabajo, da, da, trabajo. Da. Trebuie să-ți schimb culoarea părului. Ia să vedem. Am un filtru care îți face părul verde sau albastru, verde sau, roz, sau roșu. Verde, că e culoarea mea favorită. Ia. Imediat. Bine, am părul prins acum, Dana. Da, e posibil să nu-ți arate. Așa, perfect. Ia. Și începem cu părul roz. Așa, părul. Arăția Kylie Jenner în 2000... Nu mai știu, nu mai 17. Știu, da. Nu? Ia să vedem și altă culoare, că... Și altă culoare, imediat. Este bine. Mă. Siclam. No. Da. Aoleu. Nu. Dar cred că dacă îți... uite, vezi albastru, îmi mai bine. Îți modifică și sau îți dă îți niște blush. Face, îți dă blush, îți face ceva, cred că zici pistrui sau ceva. Îți dă pistrui, spune pistrui. Da? Da. Uite, vezi? A, nu cred, ce drăguț. Hai că se chiar drăguț. Închis-o așa. Și verde, ajungem la verde că tu verde. Mai ai verde. Mamă, sunt Joker. Joker sunt, nu? Da. Deși eu aș vrea să fiu iubita lui Joker, dar acum cu părul ăsta sunt direct Joker, da, hai să mergem să spargem ceva. În extra-ul emisiunii am să te rog, uite chiar acum, pe cameră, așa. Să le transmiți un mesaj celor care ne urmăresc. Așa, cu ce filtru? Cu ce filtru dorești tu? Te pun pe asta cu culoare. Așa. Și acum, doamnelor și domnilor, în final, nimeni alta decât Diana Saru cu un mesaj special pentru dumneavoastră. Un mesaj special? Campania hashtag jos filtrele încurajează-i să îmbrățișeze realitatea. Păi exact cu filtru? Așa cum este ea. Atunci fără filtru. Cu filtru. Cu filtru? Da. Cu filtru îi încurajez să... Ok, cu un filtru care nu modifică foarte mult pentru campania hashtag jos filtrele, vă încurajez să vă iubiți foarte mult pe voi, să aveți încredere în voi și doar să vă distrați cu aceste filtre, să nu faceți din ele ceva ce folosiți foarte des, pentru că oricum sunteți cele mai frumoase atunci când sunteți naturale. Îți mulțumesc tare mult! Cu drag! Ai fost savuroasă la Play-IT și ne-ai dat culoare! Și atunci mulțumesc, pe... ca filtrul meu! La fel de colorat, vreau să te uiți în camera aceea și să spunem împreună la 3-2-1 că ne vedem sâmbătă viitoare și să le urăm la revedere! Bine! Așa, cât cine numără? 3, 2, 1... Ne vedem sâmbătă viitoare! La Play IT 13:30! Până atunci, weekend frumos!